vreau să cred așa. Amin. Amin. Zice cântarea asta, zi de zi mă voi lupta, chiar și când nu înțeleg, că știu că sunt în planul său și nu mă va lăsa. Vreau să citesc câteva versete, sau tot psalmul 34, nu știu cum am decis pe parcurs. Spune așa, un psalm alcătuit de David, când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăpărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și lifoame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, că vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvintele înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Amin. Amin. Mă opresc aici. E mult de citat. De la începutul anului îmi răsună în minte un verset. Un verset m-a marcat și tot timpul răsună în minte. Și sună așa, voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Și am cântat cântarea din Oare, fi binecuvântat. Povestea cântarei acestei este, poate o știți deja, nu vreau să o mai plictisesc. A scris-o un om într-o perioadă de mare secetă în America. Săptămâna aceasta am studiat cartea Iov. Și am văzut cum Dumnezeu lucrează. Cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu este atotputernic, cum Dumnezeu este suveran. Și indiferent dacă noi înțelegem sau nu, indiferent dacă noi, dacă nouă ne convine sau nu, Dumnezeu lucrează în felul Său. Și am învățat că trebuie să ne încredem în El. Am învățat că indiferent de situația în care ne aflăm, de necazuri, de griji, indiferent dacă e sărăcie sau dacă e bogăție, am învățat că noi trebuie să binecuvântăm pe Dumnezeu ca să nu întunecăm planurile cu cuvântări nechipzuite. Sau așa ceva spune Iov. Eu pentru mine am luat lucrul acesta și vă întreb pentru că suntem la început de an. Nu știu de ce mi-a pus Domnul așa în minte versetul ăsta. Nu știu ce o să se întâmple. Deja sunt încercat cu măseaua, cu unele, cu altele. Dar vreau să vă îndemn și vreau să fie pentru noi toți lucrul acesta. Să lăudăm pe Domnul în orice vreme. Să căutăm, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în necazul nostru. Să căutăm să binecuvântăm pe Dumnezeu în bucuria noastră, în tot ceea ce El ne dă. Pentru ca numele Lui Dumnezeu să fie slăvit. Pentru ca cei care îl văd, care sunt în jurul nostru, să poată și să se uimească. Pentru că atunci când îți întorci privirile despre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și cei care se încredă în Domnul, nu duc lipsă. Asta ne spune Psalmul. Și vă îndemn. Și totodată vă îndemn să cerem credință mai mare, să ne mărească Dumnezeu credința, să ne putem încrede în El. Amin. 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 Amin.